Deci spring trap, dacă ești iar în zonă. Deci acolo nu. Deci nu se poate. Mai aveam un task. Un singur fucking task. Hei, salutare tuturor, eu Skin aici și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de Five Nights at Freddy's 6. Hai să continuăm. Blueprint mode. Ok, știu că aici trebuie să punem ceva scenă, dar... da, și trebuie să extindem și pizzeria. Ok, în niciun caz, deci astea nu o să le accept niciodată, oricât de mulți bani o să ne dea, o să ne creeze probleme. Ok, hai să facem un upgrade la locul ăsta, uite, e mai mare și următorul upgrade costă 1000 din câte văd. Ok, asta o să fie interesant și avem 10 tokenuri. Cred că după ce termin fiecare noapte ne dă câte 10 și cred că ar fi bine să le jucăm pe toate. Uite, mai avem două locuri aici. Hai să vedem ce mai putem lua din catalog. Uite ăsta. Ăsta e mai bun, dar vreau să, nu știu, cât ar mi-ar trebui vreo 1400 de dolari ca să... Da, astea scene. Dar scene micuțe și aici... Aștia s-a animat... Ce? Candy bot? Sau cadet? Ce-o fi ăsta? Ok, bă... Ok, am deblocat încă o chestiuță. Mamă, unavailable. Aici scene mari, uite, asta, dacă am cumpărat o să fie super tare. Ce mai este pe aici? Astea cu risc mare. Ok, hai să-l punem pe Candy ăsta, roboțelul ăsta. Ok, și ne-a dat încă 100 de dolari. Playtest. I am a candy cadet. Come get your candy here. Okay. I have candy all day, every Bomboane. Day. Candy, candy, candy. Get ready. Ok, și ce trebuie să fac aici? Return to Candy Cadet again. And maybe I will tell you a story. Ok, am câștigat jocul. A, ne-o dat... Stai, ne-o dat cumva 1000 și ceva. Stați așa doar să verific eu ceva. Totul e în regulă. Cred că ne-o dat 1000 și ceva, așa-i? Add clean polish, coin slot. Asta cu ce ajută? Hai să-i mai dau un playtest. I am Candy Cadet. Come get your candy here. I have candy all day. Every ok, bomboane toată candy, ziua. Candy, candy. Ok, get ready. Return to Candy Cadet. Ok, ne-a dat 1000 de dolari. Maybe I will tell you a story. Puncte. La fiecare 1000 de puncte, din câte văd, la fiecare 1000 de puncte primi câte 100 de dolari, ceea ce o să fie super super ok. Și am putea face și upgrade-ul ăsta, dar încă nu sigur. Uite, mai avem un loc aici. Hai să vedem ce mai putem cumpăra în catalog. Ok, asta e interesant, dar scumpe. Fruit punch, lemonade, ceva. Uite ăsta. E 1000, dar dă entertainment și bonus revenue foarte mult. Medical station, security doors, Rockstar Freddy. Ok, foarte tare. Dar cred că pentru ăștia avem nevoie de... scenă. Cu siguranță, da. Și scumpi. Ok, scena aia cam cât ar fi? Costă, cred că destul de mult. Star Curtain. Am înțeles. Deci scena asta mare încape, dar asta nu încape. Gen, asta e mai micuță și un fel de scenă mai mică, doar pentru un animatron scrie aici. Dar cred că numai dacă facem upgrade-ul mai mare îl dă. Ok, eu aș vrea totuși să-ți fac 1400 de dolari. Hai să vedem. Blueprint mode. Nu știu, mai jucăm cu roboțelul ăla cu bomboane? Sau jucăm altundeva? Hai să mai joc aici. I am a candy cadet. Come get your candy here. I have candy all day, every day. Candy, candy, da, bomboane. Candy. Space. Return to ne-o dat doar 500 de. And maybe I will tell you a story. Nu știu. Da, bine, dar 500 de puncte nu suficiente.
curios, oare contează cât de repede apeși? I am Candy Cadet. Come get your candy here. I have candy all day, every day. Candy, candy, candy. Get ready. Ok, o să apăs imediat space. Am apăs. Return to Candy Cadet again, and maybe I will tell you a story. Ok, hai totuși să luăm altceva. Da, deci roboțelul ăsta nu ne dă întotdeauna, aparent, 1000 și mai avem 6 tokens. Hai să vedem. Deci scena asta o să vreau, neapărat. Astea cu risc, în niciun caz. Punch clown ăsta? Deci gen, avem nevoie de 1400. Asta ne dă bonus revenue, entertainment și atmosfer 3. Destul ok. Ok, 700. Well, hai să vedem. Și la unde-i? Sau un cap aici? Ah, uite! Cap aici. Playtest. Ok, ce trebuie să fac? Surprise as many kids as you can. Ah, deci trebuie să... Am înțeles. Fruit punch for everyone. Ok. Interesant. Da, chiar cu asta, cu asta putem face niște bani. Avem 870. Cu vreo $500. Ar fi 1400, dar asta înseamnă că trebuie să facem 1000. Hai să vedem. Îi aștept să fie cât mai mulți în centru. 1200. Fruit punch for everyone. Ok. Playtest. Cât mai mulți în centru, cât mai mulți în centru. 1000, oh. Fruit punch for everyone. Nu trebuie să avem sub 1000 și o să fie ok. Ok, avem $1,070, hai să mai jucăm o dată. Încă 1000. Fruit punch for everyone. E ok că facem câte 1000, dar hai să vedem dacă putem face și mai mult. Mai avem 2 tokens. Fruit punch for everyone. Ok, am făcut 200, mai avem un token. Ok, acum ne trebuie 1000 neapărat și o să avem bani de upgrade. 1000, perfect. Fruit punch for everyone. 1000. Adică $100 și avem 1400. Asta înseamnă că acum dacă intrăm în noapte, o să avem 2 animatroni după noi, dar totodată o să avem și posibilitatea să luăm ambele upgrade-uri. Deci da, mie mi-e un pic frică, dar hai să vedem, noaptea a treia. Ok, equipment. Am un două, motion. Ok, ias acolo, audio trimit acolo. Hopa, unul e aici. Trimite-l acolo. E aici. Ai plecat? Motion, unde e? Ok, unul e acolo, trimite-l acolo. Eu n-apuc să fac nimic așa. Motion. Motion, îs doi acum, deci Funtime Freddy ăla. Ok, nu-i bine, trimite-l acolo. Funtime Freddy ăla și Springtrap. Asta o să fie o problemă. Și tot... Iar l-am văzut acolo. Deci e tot aici și eu n-apuc să fac nimic de ei. Motion, unde e? Oh, nu. E aici, undeva. Motion, unde e? Nu-mi dau seama unde e. Dacă Motion nu mi-apare... Trimite-l acolo, I don't know. Motion...
Îs amândoi în partea asta. Pe bune, Motion? N-apuc să fac nimic, trimite-l acolo atunci. Motion, unde e? Deschide astea ca ardem și cred că e aici. Motion? Nu dau seama unde sunt ăștia. Scanning, unde e? Motion, hai! N-apoc să fac niciun test așa. Dar nu apar niciunul. Să nu spui că sunt cameră cu mine. Acolo. Ok, trebuie să fac ceva, că nu pot altfel. Ah! Pe bune? Ok. Să joc noaptea asta. Motion. Normal că n-apare nimica. Pentru că de ce ar apărea ceva? Unde-i celălalt? Spune și mie cineva unde-i celălalt? De ce am dat aici? Fuck! Oricum face gălăgie așa cum să răcesc camera. Îl aud pe unul, dar nu-mi dau seama în ce parte. Deci nu-mi dau seama deloc în care parte. Cred că în asta. Deci l-am auzit. No. A promise such as this. Ești aici sau în cealaltă? Deci nu-mi dau seama absolut deloc. Springtrap, poți să pleci. Nu știu, Transnistria, ai auzit ideea? E dincolo de Nistru. Numai la mine să nu vii. Și-am dat așa iurea, mă rog. Aici nu cred că e cineva. Motion, nu mi-arată nimica. Iar am dat aiurea. Deci, da.
greu să explic de ce am intrat acolo. Într-un fel vreau să le dau să scap de ele, dar... Dar știu că fac gălăgie chestiile alea. Dar gălăgie mare. Oprește și unitatea. Trebuie să joci... Tactic. Uite, e foarte greu. Ok, sunt acolo sus, amândoi. Ok, deci dacă printăm și asta o să fie super. Cum asta face gălăgie. Așa că răcesc și camera un pic. Mi-e frică rău. E acolo, nu cred că e cineva. Sau poate o fi. Dar nu pot să joc doar pe ghicite, asta e clar. Aș prefera dacă ar pleca. Dar cred că așteaptă să pornesc cu unitatea sau ventilatorul. Ok, audio, trimite acolo. Ce sunt partea asta. Motion, te rog, te rog! Audio, trimite-l acolo! Nu, nu! 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 Springtrap, du-te în Transnistria! Sau în ce-o fi Republica Sovietică Socialistă Moldovenească Nistreană, nu-mi pasă, doar du-te de aici! Oprește-le, nu oprește-le, deci joc pe ghicite, asta e clar, dar n-am ce altceva să fac. Ha, de ce am tarat aici, că mai aveam trepuri dincolo. Răcește camera. Cred că dacă nu fac gălăgie se îndepărtează. Du-te în Transfăgărășan, dacă ești aici. Oricare. Oricare din voi, mergeți în Transfăgărășan dacă nu vă place în Transnistria. Ești aici. Știu bine că ești aici. Poți să proclame autonomia Basarabiei în cadrul Rusiei, nu-mi pasă, tu vreau să termin noaptea asta. Deci am constanta impresie că e cineva aici. Sau aici. Transnistria awaits, you know?
Eu apăs și nu se întâmplă nimic și mai am asta aici. Repede, te rog. Prești unitatea? Mai avem 3 testuri. Deci mai avem 3 testuri. 3 chestii de făcut. Chiar două. Deci nu se poate, spre aproape. Spre aproape ca să pierd. Nu că e aici, deci clar e aici. Audio tasks. Plecați, vă rog eu. Vă rog eu foarte mult, plecați. Îmi bate inima în ultimul hal. Că știu că mai am un task de făcut. Te rog, nu. Oh my god! Doamne ajută, am trecut! Nu vine să cred! Uai, te rog, spune că o filmat! Totul în regulă, o filmat. Before you is an animatronic found in the back alley. We are unsure of its origins. It is your job to complete the maintenance checklist before claiming it as salvage. Or, if you choose to, you can throw it back into the alley where you found it and forfeit payment. Please make your choice now. Da, trebuie să o luăm. 2000. You have chosen to proceed with the maintenance checklist. Remember, use your company issued taser to return the animatronic to a neutral state if you feel that it's becoming unstable or aggressive. You can only use it 3 times before it begins to damage the animatronic and decrease its value. Am înțeles. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Ok. Document results. Control, te electrocutez, îmi pare rău. Îmi pare că te-ai mișcat un pic, nu știu de ce. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Nu-mi dau seama. Cred că un pic s-a mișcat din cap, dar nu-mi dau seama exact. Document results. Da! Begin audio prompt in 3, 2, 1. Hai că o curentez acum, că deja mă sperie. Document results. No! Begin audio prompt in 3, 2, 1. Cred că o să mă sperie. Deci chiar cred că o să mă sperie. Document results. Control. Asta e document results. Deci o dată am electrocutat-o aiurea. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Hai că nu te-ai mișcat, tu te-ai transnistrișit, baby. Begin audio prompt in 3, 2, 1.
documentary. Pregătiți-vă de jumpscare, vă zic eu. Sau nu? You have completed the maintenance checklist and may proceed with the salvage. Am luat-o. Well done. End tape. Doamne ajută. You don't really know who your employer is. Pe bune? Do you? Păi, eu cred că știu cine mi s-a încașat, cred. Hai de capul meu. Oh, nu credeam că o să trec nici de noaptea asta. Oh, băleu. Oh. Total revenue foarte mult. New lawsuits, niciunul, perfect. Deci n-am avut probleme cu regea și... ce... aveam ceva cu risc aici, ăsta? Sau ce? Stai, ăsta are risc. Și eu l-am luat. Ok. Dar vom vedea noaptea a patra în episodul următor. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, subscribe și un comentariu. Și să apăsați pe clopoțel, deoarece YouTube-ul nu vă notifică când postez. Și noi ne auzim data viitoare. Okay, pa!